Că sunt foarte multe lucruri rele în lumea asta și multe, să zic așa, vorbe dure aruncate de-astea prin mass media. Nu trebuie să ne copleșească. Că vă dau un exemplu. Putin, acum eu când mă uit la televizor și îl văd, uite ce bărbat bine la 50-60 cât are. Când văd numai când se începe războiul, când nu se începe, când sunt certuri, eu nu văd să văd Putin a făcut lupte, Putin intră în apă rece, face, văd că începe... Păi și atunci eu ce fac? Mă hrănesc cu știrile astea că păi atunci când o să înceapă războiul, o să fiu deja mort, dacă eu stau și mă gândesc. Așa și noi. Când începem, dacă noi ne gândim, mamă, ce e acolo, ce rău e, ce... Dar ești conștient că jucătorii se gândesc și sunt afectați de toate lucrurile care... 100%. 100%. Să fie cineva care să oprească cumva... Asta le-am și spus. Nu vă convine ceva din punct de vedere al criticilor. Dacă nu vă hrăniți cu ele, butonul roșu la televizor, pac, telecomandă, muzică, vă uitați pe din alea, pe Discovery, fugleii, tigrii, păsărele. Asta. Și suntem liniștiți. La cap și jucăm fotbal. Deci nu cerem mare lucru. Oamenii care vin la stadion vor să vadă fotbal. Acum, că e presiune, mister, neapărat trebuie să facem, că dacă vă arăt, am telefonul cu virajul la dreapta, vă arăt un mesaj de la Cosmin Matei, ce le transmite jucătorilor. Uite așa se ridică părul pe mâini. Adică un mesaj de încurajare. Când a fost acolo, l-a luat capul. Că oamenii ne critică, de ce ne critică? Că nu avem rezultate, că dacă am avea rezultate, știți cum am fi. Am venit pe aici, uite așa, ca și cocoși. Acum venim așa, tic, 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 nu. Și acum ne ridicăm, v-am spus, suntem în genunchi, toți. Genunchiul nu-i pe burtă, altul e, nu știu, băgat sub mașină. Îl scoatem de acolo și plecăm. Cine? Eu. Eu cu ei. Tocmai asta este problema, că pe noi ne apasă, dar generația asta nouă, nu știu, trăim așa prin tehnologii, cu Instagram-uri, cu... Nu știu, chiar nu înțeleg. Dacă eu vă dau un exemplu, fata mea. Fata mea a jucat handbal și a jucat la un... Vorbeam mai devreme. A jucat la un nivel... A ajuns la un nivel mare. A jucat la Craiova și au câștigat cupa IHF, ceva genul. Dar era copilă, de la junior la tineret, la echipa mare. Și mă sună să spună că tati, antrenorul nostru este cam dur cu noi și eu nu mai pot să mai... Eu chiar sunt epuizată. Tată, lasă-te! Vino cu acea de mână și du-te acasă frumos și stai acasă. Te duci la serviciu, acum se duce la serviciu. De la 8 la 4 jumate. Îți place? Da, tati, îmi place. Bravo, fă ce-ți place. Dar acum dacă stăm să ne... că ne ceartă antrenorul, că ne jură suporterul, că ne jură pe Instagram și noi ce facem? Stoi ca neprost. Bine, eu. Dar eu cu voi plec mai departe. Eu sunt bine, ei trebuie să fie bine. Totul. Căști, urechi înainte când mergeam și vedeam jucătorii care ieșeau cu căștile pe teren și vedeam așa și noi aveam meci, nebuneam când eram antrenor, nu mai știu, la Iași. Când eram antrenor și vedeam, am zis de azi înainte, dacă mai văd căști pe teren, vă tai firele. Deci nu vreau concentrați la meci, să vedeți cum e iarba, cum e gazonul, dacă iarba e mare, bate vântul, cum luăm vântul, cum luăm terenul, să ne ajute vântul prima repriză. Acum vreau eu, puneți-vă căști, să ascultați muzică, să fiți forță, vână, orice, asta. Adică trebuie să găsești ceva.